Bună seara! Numele meu este Eugen Bușoiu, Engineering Manager al Tripilar Global. Fac management de prin 2012. Scrum, Scrumban, Scrum Extreme Programming, inclusiv cu Microsoft Project, Jira, de toate. În Iași, poate mă mai cunoașteți și ca fondatorul comunității de inteligență artificială din Iași. Și astăzi am încercat să mixez cele două, project management cu inteligența artificială, să povestim un pic despre cum AI-ul să impacteze zona asta de project management. Câteva cifre. În 2018, piața inteligenței artificiale este estimată la 8 miliarde de dolari, până în 2025, 85 de miliarde. După cum probabil știți, impactează majoritatea industriilor. Avem pe telefon, avem în zona financiară, transport, folosită în detecția fraudelor, de cărți de credit, filtrul de spam de la e-mail și așa mai departe. Este inteligența artificială un perturbator, să-i spunem, datorită automatizării va schimba și schimbă în continuare majoritatea industriilor. Probabil cel mai vehiculat factor, să spunem, sau consecință este joburile, piața joburilor, pentru că se vor schimba, se vor transforma, dar vor fi create și roluri noi. În partea de dreapta aveți Onet Online, e o platformă dezvoltată de Departamentul Forței de Muncă din Statele Unite și arată cumva gradul de automatizare pentru fiecare categorie de job în parte. 75 e maximum. 75 înseamnă highly automated. 100% nu e niciunul. Am extras în zona de IT, fiind oarecum în context. Managerii de IT 39%, testări sau persoane responsabile de quality assurance 39%, manager de proiect 32%, dezvoltator 30%, dezvoltatori web 25%. Și apropo de schimbarea Ovidiu, nu știu dacă pot să dau play aici. Nu știu dacă sunteți familiar cu Teleport HQ, e un startup din Cluj. Recent au release-uit acest lucru. E în regulă. Bun, cineva desenează pe un flipboard, o cameră orientată spre flipboard, spre tablă, machine learning, detectează și creează componente React web, dezvoltând, setând, creând un site. Generând și codul, bineînțeles. Destul de interesant, dacă vorbeam de procentele de mai devreme. Cât era pentru dezvoltatorul web? 25%. O să crească. Bun, revenind la zona de project management. În momentul de față, cu siguranță și zona asta, deși poate pare mai mult teoretică, în anumite locuri o să fie influențată de descoperirile tehnologice. Cumva am încercat să clasific în patru faze ce se întâmplă și ce o să se întâmple. Task Automation Integration, cu siguranță aveți deja în proiectele voastre, pe canalele Slack, buți care fac tot felul de task-uri, poate împing proiectul în producție, conectați cu Jira, conectați cu tool-urile de project management care se văd legăturile. Chatbot Assistant, avem și chestia asta deja în prezent. Nu foarte populari, încă se lucrează la multe exemple. Ce se încearcă aici? Gândiți-vă la o abordare agile. În agile avem trei roluri distincte. Product, managerul, Scrum Master-ul și echipa de dezvoltare. Bun, Scrum Master-ul, ca și responsabilități în cadrul unui proiect, are ownership pe procese. Multe dintre
activitățile pe care le face un Scrum Master sunt repetitive și acele responsabilități pot fi automatizate, une dintre ele. Gândiți-vă la daily stand-up. Un chatbot ar putea foarte bine să contacteze el membrii echipei, fiind pe canalul cu membrii echipei și să întrebe, ok, ce ai făcut astăzi? Ce ai făcut ieri? Ești blocat în vreun fel? Mai greu la partea de grooming și planning, ownership-ul fiind la product owner, dar poate asista echipa într-o oarecare măsură să estimeze, să definească task-urile și așa mai departe, deși ulterior cu machine learning ar putea să facă și el asta. Partea de integrare se leagă cu livrarea, release-ul proiectului în producție. Bun, faza a treia, machine learning powered project management. Încă nu suntem acolo și oricum nu ar înlocui complet un project manager, dar bazându-se pe deciziile luate de acesta în proiecte similare sau în proiecte mai vechi, ar putea să vină el cu recomandări, ar fi un recommendation system până la urmă. Iar a patra clasificare, în care un proiect este derulat complet de un asistent virtual sau mai mulți, fiecare cu responsabilitatea lui, E destul de departe. Vorbim de 10-20 de ani de acum încolo, când o să avem așa ceva. Cam atât. Sper că nu v-am schimbat cu nimic percepțiile. Dacă aveți întrebări... Ce spuneai tu legat de chatbot, de pe Slack și restul? Nu mai mult intră în sfera de DevOps, engineer sau ceva... tot treaba asta. Dacă e integrat? Da. Păi nu, cineva îl instalează acolo, dar scopul lui este să ajute echipa pe anumite serii de responsabilități. Ah, ok, din punctul ăsta de vizie. Mm-hmm. Ok, mersi. Prin 2016, spre sfârșit, am dezvoltat un astfel de chatbot. Pretty simple, făcea parte de daily stand-up și dacă i-ai fi dat acces la calendarele membrilor echipei, putea să seteze meeting-urile între... Se uita la disponibilitate, dacă n-ai vreun conflict și putea să-ți creezi un meeting. Te trezeai că ai treabă. Cum? Te trezeai că ai treabă. Zi, Vlad. Aici. Faci exemplu ăla. Hei. Care exemplu? Câte ore ți-a să faci exemplu ăla cu web development? Da. Îi contactăm pe telefon și întrebăm. Foarte de ei. No, două estimare. Nu foarte mult. Computer vision, trainuit modelul, nu știu, câteva zile. Yep. Exact, chestia aia se face în 3 zile, maxim. No, efectiv, de un developer care știe... AI și știe web, poate să fac chestia aia chiar și în 2 zile. E gata de ieri. Cred că e o problemă aici, nu? A trebui AI-ul să aibă și o față. Pentru că știm din Agile că face-to-face communication is the best way to communicate. Deci face-to-face ar trebui și o față. Așa numai cu chatbot. Da. Hai să vorbim în contextul unei echipe distribuite, ca să fie virtual totul, să nu fie nicio față. Uh-huh. Dar până la urmă poți să-i pui și o față dacă vrei. Uh-huh. Da. Corect. Ușor de personalizat, știi? Și... Da, păi, în timp o să fie doar chatbot-uri, știi? Care povestesc între ele, știi? Nu e nimeni acolo. Tu? Și fiecare chatbot zice ce am făcut ieri, ce o să fac asta. Da. Mulțumesc!